Prima victimă. Mister Neagoie este prima victimă a Superligii României în materie de antrenori dați afară. Două etape, 4 puncte, 0 goluri primite, dar cu toții știm că la Craiova sunt pretenții foarte mari. Dacă n-ai minim 13 puncte după două meciuri și minus 7 goluri luate, n-ai nicio șansă să rămâi. De asta Cică vine acum rapid, Neașul Mudică, care și-a uitat tot trecutul al Vișiniu, Rapidul, gata, nu mai se gândește la Rapid, vrea să facă istorie cu CS Universitatea Craiova și să-i ducă pe culmi înalte în Champions League și nu numai. Foarte de așteptat și schimbare și demitere și toate cele. Sunt curios ce părere aveți voi, pentru că mi se pare foarte tare.